Astăzi aș dori să arăt o operațiune foarte importantă la cultura de smeură. Este vorba de rărirea drajunilor de smeură. În funcție de soi, smeura drajunează mai mult sau mai puțin puternic pe durata sezonului. Dar acești drajuni trebuie răriți și trebuie lăsați pe 1 metru doar între 10 și 12 drajuni. Există mai multe motive pentru care se practică rărirea drajunilor. Aș începe cu cel mai evident. În primul rând, dacă o plantă are prea mulți drajuni, nu reușește să îi hrănească corespunzător și atunci calitatea fructelor are de suferit. În al doilea rând, atunci când sunt foarte multe tulpini, acestea se vor umbri reciproc și frunzele care vor fi obligate să trăiască la umbră din producători de energie se vor transforma în consumatori de energie pentru că nu vor putea să mai facă fotosinteză. Și în al treilea rând, și acesta este motivul poate cel mai important, acest desiș care se formează natural la cele mai multe soiuri de smeură formează un microclimat deosebit de prielnic pentru dezvoltarea infecțiilor fungice și oferă un culcuș foarte comod dăunătorilor. În momentul în care desișul este foarte mare, atunci plantele nu se pot usca foarte repede după roa de dimineață sau după o ploaie și acest mediu este nemaipomenit pentru proliferarea infecțiilor fungice, care oricum sunt destul de frecvente la smeură. Așadar, nu ne rămâne de făcut decât să luăm foarfeca de grădină, să o dezinfectăm înainte de fiecare plantă și să eliminăm cele mai slabe plante, cele mai slabe tulpini și tulpinile care au poziția cel mai puțin favorabilă pentru rândul nostru, deci dacă cresc foarte departe de rând, și să lăsăm la fiecare metru doar 10-12 tulpini. Mult succes!